stimați prieteni, suntem astăzi la un nou studiu, studiu numărul 4, Prevenirea bolilor, Calea lui Dumnezeu, partea a doua. Data trecută am avut partea întâi și fiind o temă extinsă, fiind o temă destul de largă, această temă despre sănătate, anume prevenirea bolilor, ceea ce cei mai mulți oameni astăzi își doresc să știe cum să facă aceasta ca să nu fie bolnavi. Avem astăzi partea a doua și ca text cheie și Domnul l-a luat pe om și l-a pus în grădina Eden ca să lucreze și să o păzească. La prima vedere, parcă ce ar fi legătură între lucru în grădina Edenului și cu prevenirea bolilor? Vom vedea, anume din această lecție, ce legătură are una cu alta. Acest studiu vom petrece împreună cu Beniamin. Beniamin, îți spun un bun venit. Mulțumim, sunt bucuros să mă aflu aici cu voi. Și vom trece la întrebările care sunt în acest studiu. Punctul numărul 1, esențială pentru sănătate. Ce anume este esențială și bună pentru sănătatea noastră? Ce lucrare a fost dată omenirii înainte de cădere pentru a promova sănătatea și fericirea? Și ce binecuvântare a adus munca chiar și după cădere? La prima parte, chiar versetul introductiv răspunde că Dumnezeu, planul său a fost ca omul să lucreze. Și anume cum scrie că el l-a luat pe om, l-a pus în grădina Eden ca să o lucreze și să o păzească. Anume, acesta a fost planul ca omul să lucreze. Și mai departe, ce ne arată că lucrul era o binecuvântare pentru omenire, psalmistul David scrie că căci atunci te bucuri de lucruri mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Adică, dacă lucrezi, ai de ce te bucura și îți merge bine. Și de la Eclesiast scrie că nu este o fericire mai mare ca omul să vadă roadele muncii sale și să se bucure de ele. Bine, să o luăm noi chiar practic, nu neapărat după Biblie, pentru că Biblia sigur că ne va da doar sfaturi bune. Să o luăm noi așa, sincer să fim în viața noastră de zi cu zi. Dacă să stăm o săptămână fără să faci nimic de dimineață până în seară, cam cum te-ai simți la sfârșitul săptămânii? N-aș fi fericit, cred că, cum ești. Dar nu poți să fii fericit. Nu ai de ce te bucura, fiindcă n-ai făcut nimic. Tinerii, mai ales astăzi, parcă și-ar imagina că Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva și a pus într-o grădină ca ei toată ziua să stea și să uite unul la altul, să se uite în sus, să se bucure, să meargă să mănânce niște fructe, iar să stea și parcă le-ar fi fost mai bine, nu? De ce Dumnezeu le-a spus că trebuie să lucrezi ca să fii fericit? Și în notă mai este un gând, în afară de binecuvântarea trupească, ce mai face încă munca pentru om sau care mai este încă un plus din munca pentru om? Aici spune și ea este o pază împotriva ispitei. Pentru că când stai degeaba, nu poți pur și simplu să stai și să pui stop la gânduri și la tot și să stai și să te uiți în pod. Dacă stai și nu muncești, automat începi să te gândești la ceva. Și în cele mai multe gânduri, satana îți ocupă gândurile, în cele mai multe cazuri, am vrut să spun, satana îți ocupă gândurile cu ceva nu prea bun. Nefolositor. Și ajungem în ispit, așa cum spune aici. Dar pentru ca să nu cădem în ispită, Dumnezeu a văzut că munca este ceva folositor pentru om și ca fizic și spiritual. Da. Care sunt câteva dintre efectele leneviei, adică partea opusă a muncii? Solomon, cel mai înțelept om, a scris unele sfaturi și mi-a spus despre acei oameni leneși care nu vor să lucreze. Și spune așa despre lene: ea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Dacă nu lucrezi, vei suferi de foame. Nu ai chip să te întreții. Uh-huh. Deci nu poți să stai să nu faci nimic și să ai ceva de mâncat sau de îmbrăcat. Și la Eclesiastul la fel se spune că dacă ești leneș, atunci se ridică grindina și plouă în casă. Este interesant. Să are în vedere că acoperișul curge. Curge acoperișul și n-are cine să-l facă. N-are cine să-l facă că ești leneș. Și totuși aici se spune și că lenevie mai este un
un blestem. Un blestem. Da, dacă munca este o binecuvântare, lenevia este un blestem. Nu numai că nu vei avea ce mânca, că poate chiar ai o moștenire de la părinți sau de la bunei și ai pe 5 ani înainte bani de cheltuială. Dar este un blestem din parte fizică chiar, pentru că omul permanent trebuie să crească în ceva, trebuie să se dezvolte. Stând și nefăcând nimic, tu te pierzi, tu ești blestemat atunci. Da. Chiar în grădina Eden, cum și s-a spus, știm cu toții că nu erau spini, nu era pălămidă, însă vedem că Dumnezeu i-a pus pe Adam și pe Eva ca să o lucreze. Cu atât mai mult noi care cresc spini și pălămizi, noi trebuie să lucrăm, trebuie să muncim. Da, iarăși, la ceea ce spuneai tu, Dumnezeu sigur că ar fi putut să facă în așa fel ca să nu aibă nimic de făcut Adam și Eva, da, și totul să crească bine, fără să nu trebuiască lucrată grădina. Dar totuși Dumnezeu a văzut că este mai bine pentru om ca să facă aceasta, să facă ceva. Ce sfat ne-a dat Eclesiastru și când desconsiderăm acest sfat și muncim peste măsură, care este rezultatul? Sfatul lui Eclesiastru, la capitolul 3.1, spune că totul se face la vremea lui. Și de multe ori, cu părere de rău, nu luăm în considerație acest sfat și muncim peste măsură. Rezultatul este că devenim, cum scrie în notă, vorbim aspru, suntem neliniștiți, suntem nervoși, fiindcă nu reușim. Și este interesantă aici ideea că parcă ne stăruim să îndeplinim acele planuri care le-am pus să le facem astăzi și ne epuizăm într-atât de mult că mâine nu putem să facem nimic. Da. Adică o extremă a muncii, da, ar fi. Da. Pentru că Dumnezeu ne îndeamnă că trebuie să muncim, este bine, este o binecuvântare, dar nu trebuie să fie o extremă nici în aceasta. În măsura în care este posibil în timpul cărei părți a celor 24 de ore ale zilei trebuie să lucrăm pentru a ne păstra sănătatea. Tot la fel psalmistul David spune că omul iese, lucrează până seara. Și la Ioan se scrie că lucrez ziua, fiindcă noaptea nu mai lucrează nimeni, nu poate să lucreze nimeni. Din notă, la fel sunt niște gânduri interesante. Ellen White a văzut prin viziuni că este mai bine ca să dormi noaptea, ca să nu lucrezi și chiar somnul corect ar fi să dormi, cum scrie ea, mai bine să dormi până la orele 12, 2 ore, decât ai dormit după orele 12 restul orelor. Adică trebuie să fie disciplină chiar și în somn, nu numai doar în îmbrăcăminte, în alimentație, dar și somnul nu trebuie lăsat cu nevederea. Dar vreau să fac aici o paranteză și să precizăm ceva. Sunt locuri unde soarele sfințește seara aproape la orele 12 și nu departe, aici în Rusia, o parte mai mare a Ucrainei, mai departe de noi, la 11 și ceva vara, în mijlocul verii, sfințește soarele. Și aceasta nu ar însemna că după această notă noi trebuie să lucrăm până ce, câte ziu, până ce sfințește soarele și apoi să mergem să ne facem baie și ne pregătim de culcare. Corect ar fi aceste 24 de ore să fie împărțite în 3, da? Așa spune medicii, așa spune și Elena White în altă parte. O împărțești în 3, 8 ore le lucrezi, 8 ore le dormi și 8 ore studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, o petreci cu familia, mănânci și faci lucrurile pentru tine. Da, cam așa ar fi o regulă destul de bună. Ceea ce, cu părere de rău, la noi în Moldova, aceasta foarte puțin se practică, dar ar trebui să ne atârnăm mai serios de timpul odihnei și al somnului. Da. Ce beneficiu aduce minții exercițiul fizic? Un beneficiu foarte bun. La Eclesiast scrie că dulce este somnul celui care lucrează, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Din notă este scris, chiar o să citesc, inactivitatea este o cauză
prolifică a bolii. Exercițiul fizic înviorează și egalizează circulația sanguină. Pentru un tânăr, exercițiu fizic serios, aspru, este întăritor pentru întregul sistem. Fără un astfel de exercițiu, mintea nu poate fi păstrată în capacitate de lucru. Ea devine inactivă, incapabilă de a îndeplini acțiuni rapide, pătrunzătoare, care nu vor da amplitudine puterilor ei. Domnul cere de la noi ca noi să fim oameni deștepți. Și dacă, din notă cum reiese, dacă nu muncim, mintea noastră devine la gândire lentă. Nu putem repede să acționăm. Și nu putem de ce să... motive și tu ți-e spune? Pentru că sângele circulă lent da. Și nu hrănește creierul cum trebuie și atunci și gândirea noastră devine lentă. Da. Aceasta o știu după experiența mea. Atunci când am fost cu piciorul frânt, nu puteam prea mult exercițiu fizic să fac și într-adevăr mă simțeam rău. Nu dormeam bine, nu puteam să gândesc așa cum ar trebui pentru că nu era exercițiu fizic suficient. Continuăm studiul. Ce mijloace a asigurat Dumnezeu pentru ca oamenii să își refacă energia? De unde știm că Hristos, în natura sa umană, a fost supus aceleși slăbiciuni? Mijloacele au fost anume recreerea. Iisus spune la Marcul, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Aceasta a spus ucenicilor și oamenilor care erau, deci erau epuizați, măcar că nu lucrau, doar ascultau cuvântul. Și de unde noi putem să știm că Hristos avea aceleași slăbiciuni? La fel la Marcul, la Ioan, se spune într-un caz că el a dormit la cârmă. Și al doilea caz, la fântâna lui Iacov, este spus că Iisus era istovit. Adică avea aceleași slăbiciuni cum le avem și noi astăzi. Da, mulțumesc. Și am vorbit până acum mai mult despre partea fizică despre care noi suntem obișnuiți natural să muncim, să ne odihnim, să mâncăm și așa mai departe. În continuare, un alt titlu al întrebărilor ne spune despre o odihnă specială, despre un fel de muncă și odihnă, așa eu aș vrea să o parafrazez, specială pentru trupul nostru și pentru mintea noastră. Pe lângă odihnă care se obține din somn, ce alte forme de odihnă mai cunoaștem? Include odihna de sabat somn suplimentar în această zi? Ce altă odihnă mai cunoaștem în afară de să dormim noaptea? Odihna care a fost pusă de Dumnezeu ca lege, pot să spun că aceasta nu este doar la alegerea noastră să ne odihnim sau nu. Este ziua de sabat când trebuie să ne odihnim și cum a fost a menționat, nu trebuie să dormim într-această zi. Bine, haideți sau vreau să concretizezi tu mai clar și să lămurești ce înseamnă să fie o zi de odihnă, dar să nu dormi. Despre ce fel de odihnă totuși merge vorba aici? Este descris mai bine în notă, cred că o să citesc prima propoziție. Nimeni nu ar trebui să se simtă liber să petreacă timpul sfințit într-un mod nefolositor. Este neplăcut lui Dumnezeu ca păstrătorii sabatului să doarmă o mare parte din timpul sabatului. Deci, cum ar trebui să ne recreăm într această zi? Este scris mult, trebuie să-L slăvim pe Domnul, trebuie să ne abatem cu totul de grijile cele care au fost în cursul săptămânii și astfel să ne odihnim. Aici aș vrea să precizez anume la odihnă și ce înseamnă anume ca să nu dormim prea mult. Dumnezeu nu ne cheamă în sabat ca noi să ne odihnim atât de mult trupul nostru, corpul nostru. Dumnezeu ne cheamă în sabat ca să ne odihnim mai mult mintea noastră. Pentru că ea în fiecare zi, 6 zile în săptămână, este ocupată cu câștigul banilor, cu treburile pământești. Și Dumnezeu ne cheamă odată pe săptămână să ne oprim de la treburile noastre pământești și să ne odihnim mintea. Adică studiind cuvântul lui Dumnezeu, mergând la adunare, petrecând timp spiritual, așa să-l numim, noi ne odihnim mintea noastră.
să spunem așa real, cum ne simțim noi sâmbătă seara comparativ cu alte zile? Liber. Cumva mai liber, o dispoziție mai bună, o liniște deosebită în familie este. Pentru că a fost odihnită mintea. De ce Dumnezeu ne cheamă o dată pe săptămână noi să ne oprim și să ne odihnim? Și anume mintea noastră să o odihnim. Care este diferența între recreație și distracție? Diferența este că când ne recreăm, cum însăși ce înseamnă acest cuvânt, a te recrea, a nu face nimic, a-ți recrea mintea, a-ți recrea trupul, și distracția, nu poți să te recreezi când te distrezi. Deci, la fel ce face recrearea, recreația cu noi? Recrearea, așa să o numim. Ce face cu noi? Trupul nostru este odihnit, noi ne odihnim în recreație, când avem recreație. Păi adăugăm puteri, da? Da. Dar când la distracție ce se întâmplă cu noi? Ne epuizăm. Ne epuizăm mai mult. Și aceasta și este cea mai mare diferență, că noi spunem că mergem să ne odihnim puțin și venim de la această odihnă mai obosiți și mai istoviți pentru o altă zi de muncă. Continuăm studiul. Iarăși despre exercițiul fizic. Care sunt unele beneficii obținute prin exercițiu fizic? Mai direct. Cum și s-a amintit că prin exercițiul fizic noi nu ne întărim numai corpul nostru, dar și mintea este întărită și mintea obține o tărie și cunoștință prin acțiunea acelor organe care sunt puse în funcție. La fel de notă aici scrie că exercițiul fizic temenic va aduce sângele la suprafață și astfel va ușura organele interne. Exercițiul vioi, totuși nu violent în aer liber, cu o voieșie a spiritului va promova circulația, oferind o strălucire sănătoasă a pielei, strălucitoare a pielei și direcționând sângele vitalizat de aerul proaspăt spre extremități. Da, și așa cum am avut o diferență între recreație și distracție, aici iarăși este o diferență între exercițiu fizic bun și un fel de joc, un fel de sport care nu este chiar bun. Ce poți să ne spui despre aceasta? Păi, jocurile care le practicăm noi când la întâlniri, de multe ori scrie Elena White că trezesc ura, mai ales la tineri, invidia că cineva câștigă, cineva pierde, da. Și ar trebui să ne, nu știu, cumva cu mintea mai clară, cumva fără această ură, dacă chiar și ne recreăm așa să spunem, fotbalul sau voleiul, totuși ca să nu fie acestea ar trebui să fie evitate. Dar spuneam mai degrabă că Dumnezeu ne cheamă că noi să fim oameni deștepți, să fim oameni înțelepți. Un om înțelept, orice lucru care îl face, îl face util, îl face folositor. Și chiar dacă face un lucru și par la prima vedere nu este atât de folositor, îl face ca acest lucru să aducă la ceva folositor, da? Da. Exercițiul fizic parcă cam ce folos ar fi din aceasta. Dar este pentru ca organismul nostru să lucreze mai bine, sângele să circule mai bine, să căpătăm puteri ca să facem un alt lucru util și bun. Pe când acest sport nu prea folositor, spune că invers face din organismul nostru. Îl face pentru a doua zi de muncă nu prea util și nu prea dispus ca să facem o lucrare bună. Am ajuns la sfârșitul studiului nostru. A studiul numărul 4, prevenirea bolilor, calea lui Dumnezeu, partea a doua. Am avut partea întâi, cum spuneam la început, și partea a doua. Cred că avem mult de învățat aici și aproape suficient ar fi pentru noi dacă ne-am ține de aceste principii ale lui Dumnezeu. Ce să facem ca să prevenim boala noastră și să nu fim bolnavi? Și care este părerea ta, Benjamin? Suntem noi vinovați astăzi când suntem bolnavi sau nu? Desigur. În majoritatea cazurilor, majoritatea cazurilor singuri ne îmbolnăvim prin modul nostru de viață.
și poți să amintești ceva și din lecția trecută și din lecția de astăzi. Câteva puncte. De ce suntem noi astăzi bolnavi? În lecția precedentă au fost chiar așa întrebări că, cum ai spus tu, de ce suntem bolnavi? Primul și cel mai important punct este propria noastră atitudine față de corpul nostru. Uh-huh. Al doilea punct este cum a fost cel orb care era scris că era orb, fiindcă era spre slava lui Dumnezeu. Și al treilea punct cred că este devenim bolnavi ca să trecem prin încercări. Astfel Dumnezeu ne încearcă, ca și pe Iov. Uh-huh. Și o altă întrebare, iar aș vrea în câteva puncte să ne spui cum să prevenim bolile după calea lui Dumnezeu. Păi cum, ne-au fost date instrucțiuni, trebuie să le păzim, trebuie să ne alimentăm corect, trebuie... Să ne alimentăm corect. Una, trebuie să ne îmbrăcăm corect. Să ne îmbrăcăm corect. Și cred că nu o mai puțin atenție să acordăm somnului. Da, să ne odihnim corect. Da. Și era în lecția precedentă și să ne spălăm corect, da? Da. Stimați prieteni, acestea sunt sfaturile sau căile lui Dumnezeu pentru ca noi astăzi să nu ne îmbolnăvim. Să ne ajute Dumnezeu ca noi să ne ținem de aceasta, dacă vrem ca să fim noi sănătoși și copiii noștri și a noștri cei dragi să fim toți împreună sănătoși. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi și să ne ajute ca noi să ducem un mod de viață sănătos și bolile să nu le tratăm, dar să le prevenim, pentru că este cu mult mai ușor și mai bine. Vă mulțumim pentru atenție, îți mulțumesc și ție, Beniamin, pentru că ai acceptat invitația noastră și am putut împreună să parcurgem această lecție. Mulțumim! Vă spunem pe curând, până la un nou studiu.